Acest program vă este oferit de Emag Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Economiștii spun că dacă Germania, cea mai importantă economie a Europei strănută, economia României face temperatură și gripă. Iar acest lucru s-a văzut în primul semestru din acest an, când industria noastră, care depinde cel mai mult de comenzile din Germania, a scăzut cu 3%. Această scădere a redus creșterea economică din România cu 0,7%. Așa că, în loc să avem o creștere economică de 2,4%, cât s-a prognozat, avem una de numai 1,7%, ceea ce înseamnă destul de puțin. Acesta este unul dintre motivele pentru care bugetul o duce atât de prost. Celelalte sectoare economice au acoperit cât au putut creșterea economică, dar nu pot compensa scăderea din industrie. Poate nu știți, dar industria continuă să fie în România cel mai important sector economic, cu cea mai mare pondere în PIB, de 21,6% cât a fost în primul semestru. Agricultura și silvicultura, brută, au o pondere de numai 2,1% din PIB, iar construcțiile de numai 4,1%. Sectorul de informații și comunicații, acolo unde se regăsesc IT-iștii, are o pondere de 7,5% din PIB. Iar tranzacțiile imobiliare de 7,4%. Impresia generală că România se bazează pe agricultură este greșită. Problema este că industria noastră depinde de comenzile din Occident, în special cele din Germania, care, atenție, depind la rândul lor de ce se întâmplă în China. Acesta este lanțul global, așa că, dacă auziți că economia Chinei nu merge bine, la capătul lanțului nu va fi bine deloc nici pentru economia României. Oricum, este bine să remarcăm faptul că am avut o creștere economică în primul semestru, chiar și de 1,7%, în condițiile în care economiile din Europa suferă, iar țările din jurul nostru suferă și mai mult. Economia Ungariei continuă să scadă, iar retorica lui Ludovic Orban, pe care mulți o aplaudă, nu ține loc de creștere economică. Să vedem cum va fi această toamnă, dacă economia României va reuși să se mențină pe plus, având în vedere impactul pe care îl va avea pachetul de creșteri de impozite și taxe anunțat de premierul Ciolacu. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.